Bun. Hamas cere eliberarea 6.000 de palestinieni aflați în închisorile israeliene în schimbul ostaticilor. Este prima dată când se anunță această cerință a grupării teroriste după luarea ostaticilor în urma atacurilor din Israel. Khal Mashal, o figură proeminentă a Hamas, a fost lider politic al grupării. A afirmat că există mii de deținuți palestinieni în închisorile israeliene, precizând că Hamas deține suficienți ostatici, inclusiv oficiali de rang înalt ai diviziei Gaza a armatei israeliene, pentru a obține eliberarea tuturor palestinienilor. Pe de altă parte, gruparea teroristă Hamas a publicat aseară primul videoclip în care apare unul dintre cei 200 de ostatici israelieni deținuți în fâșia Gaza, relatează The Times of Israel. Scurta înregistrare video arată cum o tânără care este tratată la picior după ce a fost rănită la braț. Iar ulterior vorbește în fața camerei de filmat. Femeia își spune numele și locul în care se afla atunci când a fost răpită de teroriștii palestinieni și cere să se poată întoarce acasă. În prezent există între 200 și 250 de prizonieri în Gaza, a afirmat purtătorul de cuvânt militar al grupării teroriste, precizând că nu există o numărătoare definitivă din cauza dificultăților de securitate și de natură practică.